Bunica? Da. Hai să-mi dai niște bani împrumut. Hai de mine, mă. Ești de 30 de ani și ești cât un can. Nu ți rușine să ceri să am o bani împrumut. Ești de-as ultimii bani că pentru un curs. Ce curs? E un curs de independență financiară. Mă ajută să fac eu bani. Hai că te învăț eu gratis. Prima lecție e să mergi să lucri. Nu așa, bunică. Eu trebuie să lucrez la mentalitate. Aici greșești. Greșești, dar că ți-ai ca potrântor. Nu las că vezi tu că mă ridic. Te rădici în păcatele tale. Hai în cauce. A cât îți trebuie? 500 lei. Hai ghe mine. A, păi mă lași fără nici un leu în pormoneu, mă. Dar ți dau înapoi ăștia. La puntea cailor. No. tu? Îmi dau voie să am succes. Simt cum atrag banii în viața mea. Doamne, nu mă lăsa. toi tu dar cu cine vor Sunt niște exerciții pentru modificarea termostatului financiar. Mă ajută să atrag bani în viața mea. No, și cum merge? Te-ai umplut de bani. Dar nu e așa bunică, că trebuie să durează un pic. Du-te-mă de aici, mă. Du-te și lucră oarece. Bunică, cine muncește nu are timp să facă bani. Du-te-mă în grădină și te apucă de cules cu curuză, mă. Eu, eu nu pot să fac din asta. Trebuie să mă comport ca un om bogat. Păi comportă-te ca un bogat atunci. Și plătești datoriile, și te mută la casa ta și a gătat. Tu oricum tu nu înțelegi, nu așa atragi banii? Parcă văd că atragi o bătaie de la mine, așa cum ești la 30 de ani, că așa te-o bate ca pe măr. Mă las să fac exercițiile în continuare. Tu te de acolo să nu te văd. Bunică, ce ai acolo? Nu vezi nici pensia. Apropo, tu unde pensia? Da, no, asta mi-ar mai lipsă, să spui că nu ne -am nici banii, să-mi atragi în viața ta. Nu, no, eu vreau să să-ți dublezi banii, că tu trebuie să pui banii să muncească pentru tine. Dar păi să trimit banii să culeagă cucuruză și să crepe lemnele și tu să stai ca un trântor? Asta nu e atât de nebună, nu mă să știi. Măi, eu de zece ai mă e să te pui pe tine la lucru. Și nu mă ascult. Apoi mor asculta banii. Tu la doamne, nu zici că mergi să te angajezi. Tu să nu te adiuăt. Nu mă angajez, că merg să predau. Ce să faci? Să te predai? Recunoști că nu ești bun de nimic. Predau cursul meu de independență financiară pentru că am acumulat informații și cred că, cred că pot să dau mai departe. Tu, profesor de independență financiară? Și tu depinzi de mine că fără mine ai murimă? Bine că nu dai cursuri de hărnicie. Bine. Sper că nu-i înveți pe aceea să vie să înceară din pensie. Nu, no, okay. eu învăț numai principii acolo. Auzi, să-mi dai 50 de lei de motorină. Îți dau eu tot 50 de lei pe cap. Șez acasă nu meri nicăria. Să bolunzăși lumea, mă, cu prostiile tale. Dar mă așteaptă cursanții. Treci în casă!